In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus Iesus, cui discipulis suis commendavit, ut infirm curarem, e isque levamen a ferre, sit un omnibus vobis. Per cum Spiritu tuo. Christo Domino, qui in mundum venit, ut egrotos sanaret, et consolaretur afflictos, humiliter supplicemus. Repetăm împreună, binecuvântează-i, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Tu ai venit să Te îngrijești de cei bolnavi și să-i vindeci pe cei cu inima zdrobită. Intră în această casă zidită pentru îngrijirea bolnavilor. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Tu, propovăduind Evanghelia Împărăției, vindecă-i toată boala în popor, arată-ți îndurarea și bunăvoința față de toți. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se cred în Tine. Tu îi atingeai pe cei bolnavi și ei erau vindecați, întărește-i cu darul harului Tău pe bolnavii care vor fi primiți aici. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce se încred în Tine. Tu le-ai făgăduit o răsplată divină acelora care în numele Tău îi vor vizita și îi vor mângâia pe cei bolnavi. Sporește în noi simțământul de milă ca să Te vedem și să Te iubim necontenit în frații noștri. Binecuvântează, Doamne. Domine Deus noster, cuius filius, Spiritus Sancti operante virtute, infirmitates nostras languerescue sanavit, et discipulos mitens ad evangelium predicandum, precepit eis, ut infirmos inviserent atque curaren, presta nobis quesumus, ut omnes qui hic degunt infirmi, a medicis e orunque adiutoribus pia comitate excipiantur et assidua navitate curentur, ut inc discendentes mentis et corporis sanitate donati, misericordiam tuam sine fine collaudem per Christum Dominum nostrum. Amen. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, și vino astăzi, cea de toate zilele, de nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Eminența voastră, Cardinal Leonardo Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, Excelența voastră, Monseñor Miquel Mauri Buendía,
nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Excelența voastră Petru Gherghel, episcop al diecezei de Iași. Excelența voastră Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei de Iași. Părinte decan Benchi Augustin, dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși din parohiile vecine, în numele comunității catolice din Tărâța, vă spunem din inimă, bine ați venit la noi! Și
cu susținerea enoriașilor, parohul fiind preot Ciceu Valentin, sub îndrumarea părintelui Toma Ipuță, parohul de Săpoan, s-a ridicat o nouă biserică, având o lungime de 30 de metri și o lățime de 12 metri, precum și casa parohială, lângă biserică. În toamna anului 2016, considerându-se necesară renovarea bisericii la interior și exterior, precum și izolarea ei, s-au început lucrările. În anul 2017, lucrările au continuat cu pavarea curții bisericii, izolarea casei parohiale, precum și realizarea unui oratoriu dedicat copiilor și tinerilor situat la etajul casei parohiale. Din nou, pe lângă contribuțiile enoriașilor, destul de modeste din cauza sărăciei din zonă, binefăcătorul acestor opere minunate a fost părintele doctor Anton Ciosi, căruia comunitatea este recunoscătoare. Mulțumim părintelui Iosif, Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria să-l răsplătească. Adresez un cuvânt de mulțumire și recunoștință pentru sprijinul acordat episcopilor noștri de la Iași, Petru Gherghel și Aurel Pertă, domnului primarul Vasile, precum și tuturor binefăcătorilor noștri. Eminența voastră, cardinal Leonardo Sandri, excelențele voastre, vă rugăm a ne binecuvânta pe noi și aceste lucrări săvârșite și împreună pentru lucrurile mari făcute în comunitatea noastră să aducem laudă lui Dumnezeu și Sfinte Fecioare Maria, patroana și ocrotitoarea comunității noastre. Mânința Reverendissima, peste închisă, ascultă glas
Preasă, Doamne, binecuvântarea asupra noastră! Tu l-ai trimis pe Fiul Tău în lume, ca, luând asupra sa blestemul păcatului, să ne dăruiască binecuvântarea Ta, binevoiește, a ne copleși în Hristos de toată binecuvântarea cerească. Preasă, Doamne, binecuvântarea asupra noastră! Tu ai revărsat în inimile noastre Duhul Fiului Tău, în care strigăm, Abba, Tată, ascultă-i pe fiii Tăi, care, cunoscând bunătatea Părintelui Veșnic, presalcă de bucurie. Preasă, Doamne, binecuvântarea asupra noastră! Prin moartea și învierea Fiului Tău, ne-ai ales să fim poporul Tău și moștenirea Ta. Adu-ți aminte de noi în nevoile noastre și binecuvântează moștenirea Ta. Relasă, Doamne, binecuvântarea Ta asupra noastră. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Omnipotens eterne Deus, cui mundum creatum omnibus subiecisti, tante redactate de infinge caritatis, preces nostras puestus ex audi et ignus, quibus benedictionem tua imploramus, super eos qui is rebus, pro sua necessitate utento, ut te sumum bonum iugiter agnosca, et fratres suos sincero prosequantur amore. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
mie passo di stare a Gerusalemme nel Golgota. Intrând în această biserică, am avut impresia de a fi la Ierusalim pe Golgota. Perché fa colpo subito la croce. Pentru că imediat ne impresionează crucea. La croce che sovrasta qui l'altare. Crucea care stă deasupra acestui altar. E che fa presente nostro Signore che ha dato la sua vita. Și care ne amintește tutti noi. Domnul nostru Iisus Hristos care și-a dăruit viața pentru fiecare dintre noi. Per il perdono dei nostri peccati. Pentru iertarea păcatelor noastre. Però subito vedendo la croce sembra come che un braccio di Gesù faccia così dietro e dica ecco la vostra madre, come è successo nel Calvario. Privind crucea, am impresia că văd cum mâna lui Hristos de pe cruce ne îndreaptă în spate spre Maica Domnului, așa cum a făcut pe Calvar când i-a spus lui Ioan, iată pe mama ta. E per me è un momento di grande emozione sentire l'eco di quelle parole di Gesù. Ecco la vostra madre. Și pentru mine este un motiv de profundă emoție a simți ecoul acelor cuvinte lui Iisus, iată pe mama ta. Perché entrando nella chiesa come nell'intimità del nostro tempio interiore ogni giorno, ogni minuto possiamo guardare la figura della nostra Madre del Cielo. Pentru că intrând în biserică, așa cum intrăm în intimitatea inimii noastre în fiecare zi, în orice minut, putem să privim chipul Mamei noastre Cerești, Maria. E quindi non c'è angoscia, non c'è dolore, non c'è pena. Și de aceea nu există frică, dispar durerile sau vinovățiile. Non c'è difficoltà materiale o spirituale. Dificultățile materiale sau spirituale. Che possa abbatterci e perdere la speranza e la gioia. Care pot să ne învingă și să ne facă să pierdem speranța și bucuria. Perché c'è la nostra madre della consolazione, della misericordia e dell'amore che con le braccia aperte ci aspetta tutti noi, i migranti della storia, della vita del nostro paese, per darci il suo sollievo e la sua forza. Maria este Maica Mulierii, este Maica Milostivirii și ne așteaptă pe fiecare dintre noi în pelerinajul nostru pe acest pământ pentru a primi putere și încredere. E ne abbiamo tante cose da mettere sulle mani e nel cuore della nostra Madre del Cielo, perché è lei la avvocata che presenterà a Gesù tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre gioie, le speranze nella famiglia, nel lavoro, nella nostra vita di relazione con gli altri, nella nostra comunità, affinché sia tutto benedetto da Gesù. Într-adevăr, avem foarte multe lucruri să punem în mâinile Mariei și în inima ei, pentru ca întreaga noastră viață, durerile, bucuriile, dificultățile relaționale, dar și viața comunității, să fie prin ea binecuvântată de către Dumnezeu. E così come avete, siete riusciti a rinnovare, a fare più bella, più grande questa chiesa, questo tempio materiale. Și așa cum ați reușit să reînnoiți această biserică cu efortul dumneavoastră, să dați un nou chip acestui templu material. Sia bene anche che questa iniziativa, questa bellissima chiesa che oggi avete. Tot la fel, această biserică frumoasă pe care astăzi o aveți. Sia segno e simbolo di questo vostro aderire, venire ai piedi di Maria Santissima, la Madre di Gesù, la Madre di Dio, per mettere nelle sue mani, ai suoi piedi, tutto il nostro essere, la nostra vita. E soprattutto vedo anche qui tanti giovani ragazzi e ragazze che a volte noi adulti abbiamo perfino paura di loro per il futuro. Se fie toată viața dumneavoastră
parcă ne este teamă de El. Ochii ne afiliată. Specia teamă pentru viitorul lor. Astăzi îi încredințăm. La Dumnezeu, nostra Madre del Cielo, perché li benedica e li presenti al suo Figlio Gesù. Quindi siate orgogliosi di quello che avete fatto. Ci mettete. Îi încredințăm pe acești tineri și pe acești copii, mai presinte, și să fiți orgolioși de ceea ce ați reușit să împliniți. E prendete coraggio per andare avanti, per superare tutte le difficoltà e tutti i problemi, perché sempre qui nella vostra chiesa ci sarà la mamma del cielo, l'avvocata nostra, alla quale possiamo confidare tutte le nostre pene e le nostre gioie. Per questo, sigillandolo con la benedizione finale che vi darò a nome del Santo Padre. Primiți așadar curaj și încredere de la Maica Domnului, pentru ca în întreaga viață, să puteți da mărturie despre credința care au făcut să construiți acest templu, iar pe această credință și viețile dumneavoastră va fi binecuvântată de către Dumnezeu, o binecuvântare pe care Cardinalul ne va oferi în numele Sfântului Părinte Papa Francisc. Dominus vobiscum. Descenda su per voi ed rimani a sempre.